Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Dacă ești tânăr și talentat, este ca și cum ai avea aripi. Cu ocazia Zilei Internaționale a Tinerilor, dedicăm această emisiune tinerilor voluntari, semenilor locotenenți, celor care optează pentru studii militare, dornici de a fi în slujba țării. Activi, ingenioși și apți pentru serviciul militar, calificativul este atribuit protagoniștilor de astăzi, care îndeamnă să ne trăim tinerețea în așa fel încât să nu regretăm la bătrânețe. Deci, să ne molipsim de emoții pozitive cu domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Bună ziua! Eu sunt armata. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la crearea Armatei Naționale, Centrul Mass Media Militară, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Istorie Militară, lansează concursul de întrebări-răspunsuri Eu sunt Armata, în rândurile tineretului premilitar și a militarilor din Armata Națională. În fiecare ediție a emisiunii vă aducem un set de întrebări, iar răspunsurile voastre le așteptăm până pe data de 5 septembrie curent la adresa electronică Oastea Moldovei, arondarmy.md. Primii trei, cei mai activi participanți, vor fi premiați cu seturi de cărți istorice. Eu sunt armata. Astăzi dăm startul primei runde de întrebări. Fiți atenți și demonstrați-ne cunoștințele dumneavoastră despre Armata Națională. Prima întrebare. Cum se numește structura care a stat la baza creării Ministerului Apărării? Cea de-a doua întrebare. Cine a fost primul ministru al apărării în Republica Moldova? Și cea de-a treia întrebare. În ce an au fost aprobate simbolurile Armatei Naționale? Stema, emblema și drapelul. Vă reamintim, răspunsurile le puteți expedia până la data de 5 septembrie curent la adresa electronică Oastea Moldovei, arondarmy.md, iar rezultatele finale vor fi anunțate în emisiunea din 11 septembrie. Succese, dragi ascultători, și haideți să fim împreună o armată puternică! Conducerea Ministerului Apărării ascultă tinerii locotenenți. Viceministrul Apărării Gheorghe Galbura și comandantul interimar al Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie, s-au întâlnit cu tinerii locotenenți din promoția 2016 a Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, care au participat la ședințe instructiv-metodice desfășurate de către Comandamentul Forțe Terestre. Îndepliniți-vă obligațiunile de serviciu conform regulamentului militar. I-a îndemnat pe tinerii locotenenți șeful interimar al Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie. Ofițerii încadrați recent în unitățile militare au fost instruiți la capitolul Comportament și reguli de lucru cu efectivul, cerințe de bază pentru a începe munca cu dreptul. Cum s-au acomodat tinerii cu locul de muncă, cunoaștem imediat. Sunt locotenent Spătar Iulian. După absolvirea Academiei Militare am fost repartizat în Brigada 2 Infanterie Motorizată la funcție de comandant companiei infanterie. Păi oricum, experiența care am acumulat-o timp de 4 ani a jucat un rol foarte important în pregătirea mea ca specialist. Greutăți mari nu am întâlnit. În schimb, m-am descoperit pe mine. În plus, am văzut care sunt rezervele care trebuie să le completez. Și în special, deja cred că m-am acomodat cu regimul și specific unității militare. Rămâne doar să activăm și să căpătăm rezultate doar bune și foarte bune. Ai intrat repede în rolul de comandant de pluton? Păi experiența de locțitor comandant de pluton timp de 4 ani a fost una foarte reușită pentru mine și foarte repede m-am acomodat la funcția de comandant de pluton. Locnic Tigan, unde ai fost încadrat, în ce unitate? Activez în Centrul de Comunicații și Informatică în Marele Stat Major. Și cum te-ai încadrat? Cum a derulat acest proces de la student, deja în calitate de militar pe contract? Avem deja o săptămână și jumătate de când activăm ca ofițeri. Procesul de încadrare este mai ceva deosebit față de Academia Militară, dar încercăm să facem față și să ne îndeplinim o obligațiune de serviciu. Colectivul este foarte primitor.
Activez în statul major al Centrului Comunicații și Informatică ca ofițer planificare secția 3. Este un colectiv destul de bun care mă ajută să mă încadrez, mă ghidează și îmi acordă tot suportul necesar. Sunt locotenent Luța Octavian. Unde îți satisface serviciul militar? În Brigada 2 Infanterie Motorizată. Am ales Brigada 2 din proprie dorință, pentru că sunt din Chișinău, mai aproape de casă, de familie. În Brigada 2 Infanterie Motorizată este un colectiv foarte puternic. Toți ofițerii mai mari în grad m-au ajutat pentru a mă încadra în serviciu, unele probleme care nu le-am știut cum de le rezolvat. Dar soldații sunt ca soldații, care mai puternic în cunoștință, care mai slab, dar lucrăm. Pentru asta am învățat 4 ani ca să ridicăm capacitatea de luptă lor. Timp de o săptămână ai întâlnit multe dificultăți? Dificultăți numai completarea registrului, care noi nu prea nu ne-am ocupat cu acestea la Academie Militară, adică multe chestii genul gard sau ajutorul ofițer serviciu n-am intrat în Academie. Acestea sunt chestii care trebuie de ocupat, de învățat, pentru că asta e, cum spune, pâinea noastră pe viitor. Ai trecut ușor de la student la funcția de comandant de pluton? Da, am trecut ușor pentru că în Academie am fost comandant de grupă, am avut capacități de a comanda cu efectivul, a lua unele decizii. Nu a fost o problemă pentru mine să comand cu pluton de soldați. În cadrul întâlnirii, Gheorghe Galbur a menționat rolul important al tinerilor locotenenți în structura militară. Totodată, viceministrul apărării a precizat că conducerea Ministerului Apărării și a Marelui Stat Major va întreprinde toate măsurile necesare pentru a le asigura tinerilor ofițeri condiții bune pentru îndeplinirea serviciului în unitățile militare. Scopul de astăzi, la întâlnire cu tinerii ofițeri, deci a fost de a îndruma, fiindcă de azi înainte ei au devenit comandanți care deja ei răspund de ostaș. Până acum, dacă au avut grijă de ei, comandanții de pluton, de companie, de batalion, părinții, deja ei sunt responsabili de subalternii lor. Și desigur, din altă îndrumări, din viața mea personală, și eu cândva am fost locotenent ca ei, tânăr locotenent, și mi-a adus aminte de sfaturi care mi-au dat superiorii și mi-au prins bine. Deja le-am și niște sfaturi. Și desigur, una din probleme care a fost discutată a fost problema socială. Desigur că e dureros, au absolut academia și deja sunt repartizați unități și acolo vine și n-are unde locui. I-am informat că Ministerul Apărării, conducerea Ministerului Apărării, depune eforturi mari cât de cât să aducem înapoi la militarii Armatei Naționale prin contract pachet social, cel care a fost până în 2009. Și le-am referit la cele proiecte de legi care deja sunt cu propuneri, cu modificări concrete cât de cât să ne facem, mă refer la pachet social, să le aducem înapoi pentru militarii Armatei Naționale prin contract. Înainte le-am spus într-un ceas bun și Dumnezeu să ne aibă în pază pe toți, la mai mult și la mai mare. În perioada respectivă, cei 89 de locotenenți care execută serviciul militar în toate unitățile armate naționale sunt pregătiți la capitolul asigurare logistică, drepturi și obligații, disciplină militară, pregătire psihologică, instrucție de foc, executarea serviciului de gardă, evidența bunurilor materiale și a documentelor. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Studiile militare, oportunitatea tinerilor cu caracter. Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun anunță concurs de admitere etapa a doua pentru anul de studii 2016-2017. După cum v-am promis în emisiunea precedentă, astăzi venim cu detalii despre posibilitatea de a fi încadrați la unica instituție militară de învățământ superior din țară. În luna iulie curent a demarat perioada de recrutare, înscriere și respectiv admitere a participanților. Astfel, în luna august s-a deschis turul 2 pentru cei dornici de a îmbrăca uniforma militară cu epoleți de ofițer. Colonelul Gheorghe Țurcanu, locțuitorul comandantului Academiei pentru Învățământ, ne aduce la cunoștință despre criteriile pe care trebuie să le întrunească abiturienții. La ciclul 1, instituția militară oferă studii superioare de licență la specialitățile infanterie, artilerie și transmisiuni. Academia Militară, începând cu 25 iulie, a demarat etapa 1 de admitere la ciclul 1 studii superioare de licență. Acum a demarat etapa 2, respectiv va dura
până pe parcursul întregii lunii august. Potrivit aceleiași surse, la concursul de admitere în Academia Militară pot participa candidații care țin cont de următoarele cerințe. Mai întâi de toate trebuie să fie apt medical, să treacă controlul medical local în raioanele Republicii, ulterior controlul medical în policlinica militară, deținătura actului de studii, respectiv de absolvire 12 clase diploma de bacalaureat, să nu dețină cetățenie altui stat, e doar cetățenia Republicii Moldova. Pe lângă mândria de a purta cu demnitate ținuta khaki, studenții militari beneficiază de toate oportunitățile armate naționale. Tinerii care tind să fie admiși în instituția noastră de învățământ trebuie să cunoască foarte clar că vor fi sigur asigurați cu un loc de muncă. Salariul este decent, nu este un salariu rău pe ansamblu în Republica Moldova. În afară de aceasta sunt unele facilități ce ține de pachet social, indemnizații diferite, parcursul studiilor învață și programa ce ține de oferire permisul de conducere la categoria B, care este o oportunitate din contul statului, gratis. Academia Militară vă oferă o șansă unică pentru toți tinerii Republicii Moldova. De menționat, durata studiilor în Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun este de 4 ani. Succese tinerilor și o carieră de invidiat celor admiși. Curier militar. Și acum Curierul Militar ne aduce ultimile știri. Recent, ministrul apărării Anatol Șalaru a efectuat o vizită de lucru în teatrul de operații al misiunii KFOR din Kosovo, în care este dislocat un contingent al Armatei Naționale. Ministrul moldovean a avut întrevederi cu mai mulți oficiali ai grupării de forțe multinaționale vest, în cadrul cărora au discutat despre importanța misiunii. De asemenea, ministrul apărării s-a întâlnit și cu cei 41 de militari moldoveni staționați în baza militară italiană Camp Villaggio din localitatea Peci, Kosovo. Anatol Șalaru a declarat că este mândru de militarii Armatei Naționale care sunt perfect interoperabili cu militarii din cele 30 de țări participante la misiune. Cel de-al cincelea contingent al Armatei Naționale, format din 41 de militari, a plecat în Kosovo la 5 iunie curent și are un mandat de 6 luni. Menționăm că este pentru prima dată când un ministru moldovean al apărării vizitează teatrul de operații al misiunii KFOR. Acasă sunt pe acest pământ. Republica Moldova, 25 de ani de independență. Pregătiri pentru Ziua Independenței. Armata Națională a desfășurat în această săptămână prima repetiție cu unitățile de tehnică și complexele de armament antrenate în parada militară care va avea loc pe 27 august în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit locțitorului șef al Direcției Logistice, locotenent colonelul Andrei Camerzan, la antrenament au fost implicate 33 de unități de tehnică auto din dotarea Armatei Naționale. Sursa a adăugat că la repetiție au fost utilizate și complexe de armament. De asemenea, tehnica militară a fost completată cu efectiv, dintre care conducător de vehicul, metralior și echipaj. De notat că pentru asigurarea coloanei de tehnică militară a fost planificată o echipă specială de intervenție formată din unități de tehnică specială de mentenanță, evacuare și una medicală. Astfel, repetițiile cu tehnica militară vor avea loc în fiecare zi de miercuri și vineri până la 19 august curent. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Armata și religia au multe aspecte comune. Regimul este cel dintâi. Este afirmația sergentului inferior Andrei Gabura, sergent de stat major din Brigada a doua, care ne-a impresionat prin activismul civic de care dă dovadă. Pe lângă voluntariat, participarea la restabilirea lăcașurilor sfinte și donarea de sânge, tânărul este din anul 2013 în rândul apărătorilor. Îi curge prin vene dragostea față de rugăciune încă din străbuni, lucru fără de care nu-și imaginează astăzi viața.
viața. Dacă e să facem o scurtă incursiune bibliografică, uite, așa se dea până firul. Militarul absolvește seminarul liceal de teologie ortodoxă din Chișinău, unde susține și bacalaureatul. Ulterior face loc și pentru specialitatea de istorie și etnologie la Universitatea de Stat Ion Creangă. Probabil vă întrebați și unde se mai regăsește militaria. Armele preferate din dotarea Armatei Naționale, pistolul TT și Kalashnikov. Militaria este printre primele, însă despre cătănie, acțiuni voluntare la care ia parte și celelalte pasiuni pe care le are, ne povestește eroul nostru, sergent inferior Andrei Gabura. Religia l-a făcut să înțeleagă rânduiala sorții, de asemenea și să aprecieze lucrurile cu adevărat importante din viața sa. Încă din străbuni se trag rădăcinile rugăciunii. Străbunelul din partea bunicii a fost preot. Fost român, din zona, din Ardeal, din părțile zile. Ați cântat în corul bisericii? Da, am cântat și în corul colegiului, la seminar, că am fost 2 ani, anul 2 și anul 3 de seminar. Am dat concerte la Palatul Național. Mulți mă întreabă, dar ce te duci să înveți? Și de-aia nii, adică, a fost, în primul rând, ca o curiozitate. Scopul țintit mai târziu este atins. Mereu a visat să-și facă studiile la Academia Militară Alexandru cel Bun și anume la specialitatea transmisiuni. Din anumite motive personale nu și-a îndeplinit dorința. Scopul însă a fost atins venind în rândul apărătorilor. Astfel, armata a fost ca o chemare pentru tânărul Gabura. Venit în unitate, nu s-a despărțit nici aici de Dumnezeu. Biserica din brigadă îl primește de fiecare dată să-și descarce sufletul. Este asemănare între religie și armată? Este. În primul rând, punctualitatea asta, disciplina, reguli care, uite, 1, 2, 3, la ora asta, până la ora asta face asta, de la asta, asta, uite, asta se interzice, asta nu se interzice. Spre exemplu, la mănăstiri, la ora 4-5 dimineața se începe, adică toată rânduiala asta, trebuie să trezești la ora 5 dimineața, stai până la slujbă, după asta ai ascultare, uite, de la ora asta tu faci asta, mergi seara la slujbă, după slujba de seara ai vreo 2-3 ore libere, te duci pe odihnire și pe iară de la 12 noaptea până la 2-3 dimineața iar, și adică e programul ăsta în continuu și vreau să spun că nu e obositor, nu zic că e obositor. Călătorind și pe în Republic și în România, adică am fost prima dată peste hotare, nu e deloc obositor programul. Disciplina militară nu îl împiedică să-și organizeze timpul în așa fel încât să-și îndeplinească și obligațiunile de serviciu, să fie alături de familie și să participe cel puțin o dată pe an la restabilirea unui lecaș sfânt. Biserica de Lemn din Chișinău de pe strada Mihai Viteazu și Mănăstirea Voroneț din România sunt cele la care a întins o mână de ajutor. Curând își îndreaptă pasul și spre Mănăstirea Bânceni din Ucraina. Iată, este în Republica Moldova la fabrica de bani în București, Biserica de Lemn. Biserica a fost adusă pe bucăți din România. A fost construită de 8 meșteri din România, din Maramureș. Eu fiind încă student, adică seminarist, am participat la construcția bisericii de la Temeliș până la Clopotnesc. Eu a fost adus pe bucăți și noi doar am asamblat-o cu meșterii din România și colegii de la seminarul ne-am învățat. Locașul de biserica de la Voroneț, adică mai lucrări de gospodărie. Iată, spre exemplu, a fost ramă biserică, să facem o scenă din lemn. Mulți gândesc, uite, îți duc, da, văd, e frumos, uite, bați, e frumos. Dar, în realitate, se depune foarte multă muncă de maicuțele de acolo, de oamenii care vin și ajută de pe regiune de acolo. Și sunt și de la noi, din Republică, mulți se duc. Ducându-se în excursii sau într-o vizită, mai oferă și o mână de ajutor. Sau fizic, sau financiar, deci tot. Contează foarte mult și se sunt. În Ucraina acum urmează să plec în perioada apropiată. Adică e în plan, o să fac cât posibil că să mă duc Mănăstirea Bănceni, regiunea Cernăuți. Vreau, în primul rând, și să văd colegii care nu i-au văzut de vreo 7 ani și să mă ajut. E păcat că, dacă fiind noi militari sau alte genuri de structuri, în alte țări urmăresc, au o perioadă anumită anului, sau vară, toamnă, iarnă, fac acțiuni de voluntariat. Și ar fi binevenit și la noi să facem asemenea lucrări sau evenimente de astea. Pentru că, în primul rând, cunoști oameni mulți, noi acumulezi experiență, fie nu pe domeniul profesional, dar te formează ca personalitate. Schimb de experiență, mai comunici.
Așa cum am menționat la început, sergentul inferior este și un donator de sânge activ. Din 2009, anual contribuie la salvarea de vieți omenești, lucru firesc pe care îl face fără vreo explicație anume. Dorința este prioritară. Da, uite, mâine dimineață mă trezesc, uite, mă duc, domnule, înțelegi. Deci nu o fac pentru cineva sau pentru ceva, careva surse financiare sau pur și simplu. Cam de câte ori ați făcut donații? Anul ăsta de 3 ori. E recomandat odată la 3-4 luni. Însă deja depinde și de starea de sănătate. Dacă te simți în formă, te simți bine și domnul e de acolo când te duci și dai analiza de sânge și îți spun că e ok, dar poți să mergi să donezi. Ceea ce este mai interesant, în cartea de vizită a ostașului se înscrie și pasiunea pentru sport, fiind unul dintre cei care practică K1. Însă acum prioritățile sunt altele. O pasiune e să fac sport, însă nu-ți spun de timp. Practicat ca unul. Fiind pedagog, am lucrat la un gimnaziu internat care vine din Roman Hânciești și dispunând de timp liber, mai așa, adică pentru mine, ca o menținere fizică și așa mai departe. Greu de imaginat. Însă, la momentul de timp, nu de una, când nu dispun de timp că e serviciu, e familia, sunt alte cerințe, alte, hai să spunem, greutăți într-o oricare măsură și deja, însă, să dispun de timp, aș practica, adică. Merge prin viață cu atitudine față de mediul social în care trăiește, îi pasă și se implică. Își dorește un viitor mai bun pentru feciorul său. Așa să fie. Sincer vă spun, aștept ceva schimbări, pentru că am un băiețel care vreau să-mi dau un viitor care e mult mai bun ca am eu, să-i ofer și aici multe o copilărie, să aibă o copilărie frumoasă și să depun tot efortul să ajung cineva. Și eu când am să mărg deja bătrân, să îți mă mândresc că este băiatul meu. A fi ostaș, a fi la datorie. Arta militară devine una solicitată printre tineri, mai ales în calitate de ofițeri și subofițeri pe contract. În ultimii ani, chiar și fetele își fac vânt spre cătănie. Este prestigioasă sau periculoasă viața de militar? Curioși din fire, am apelat la opinia mai multor tineri să vedem ce cunosc aceștia despre serviciul în Armata Națională. Sunt posibil viitori apărători ai patriei? Ne convingem în următoarele clipe. Care este statutul profesiei de militar în opinia ta? Profesie foarte importantă pentru fiecare țară. Militarul este persoana care, la rândul său, are rol de a apăra țara, de a apăra valorile țării, bunăstarea țării. Și consider că este o misiune foarte importantă, în același timp, pe cât de importantă, pe atât de grea pentru a o executa. Bătrânii spun că profesia de militar sau armata te învață să fii om. Timp de pace nu cred că este o profesie atât de grea, însă în caz că este un conflict militar, cred că da, e o profesie cu risc mare, cu risc de viață. Cei care le plac, dar mulți din soldați care au făcut în termen rămân bază de contract, ceea ce înseamnă că lor le place arta militară. Este o profesie grea după mine, deoarece ai de-a face cu tot felul de arme, muniții care sunt periculoase pentru viața și sănătatea omului. Trebuie să ai un statut fizic dezvoltat. Care este statutul profesiei de militar în opinia ta? Este o profesie care necesită multă responsabilitate și cred că e profesie grea. Cred că tinerii trebuie să aleagă să facă militarie, nu să fie impuși în primul rând, pentru că trebuie să plece să facă militarie cei care au vocații pentru asta, dar cei care sunt de ajuns de puternici atât fizic cât și mental, ca să poarte responsabilitatea asta pe umerii lor. Siguranță, puterea de a se stăpâni, de a merge înainte atunci când e greu. Astea sunt aturile cele mai esențiale. Cel mai bun atunci când tinerii sunt în procesul de formare, pentru că le ajută să devină mai puternici, să fie siguri și să dea seama că trebuie să aducă aportul în viitorul țării, într-o anumită modalitate. Vreau să
personal nu am făcut catedra militară, dar din spusele cunoștințelor mei sau chiar și prietenii care au făcut, au rămas mulțumiți și au spus că nu este într-atât de grea, mai ales că nu se pune mare accent pe partea teoretică, mai mult e practic, ceea ce trezește interes și curiozitate, pentru că acolo înviți lucruri interesante, știu că te informezi despre armamente și multe, multe alte lucruri utile. Iubiți, zâmbiți și fiți fericiți în orice perioadă a vieții, iar amintirea tinereței, păstrați-o cu sfințenie. Acum, dragi prieteni, nu ne rămâne decât să vă dorim sănătate, pace și zâmbete în casele dumneavoastră. Ne bucurăm să vă știm alături. Domnița Jechiu, Tatiana Cocerva, toate bune! Pe curând!